Miercurea aceasta, la reședința patriarhală, preafericitul părinte patriarh Daniel a primit în vizită de prezentare pe excelența sa domnul Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România. Domnul ambasador a subliniat că este pentru prima oară în cariera sa când își desfășoară misiunea diplomatică într-o țară ortodoxă și a exprimat interesul de a cunoaște mai bine istoria, rolul și contribuția Bisericii Ortodoxe Române în societatea românească. Religious freedom is a fundamental human right. Libertatea religioasă este unul dintre drepturile fundamentale ale omului. Suntem convinși că prin respectarea acestui drept fundamental al omului se promovează atât prosperitatea cât și stabilitatea în lume și în contextul în care am dorit să cunosc mai bine viața și activitățile din România. Întâlnirea cu preafericirea sa este foarte importantă pentru că preafericirea sa are un lor important, nu numai în cazul vieții religioase, cât și în ceasul a societății românești. Am avut o întâlnire foarte fructuoasă, foarte bună și am căzut de acord că putem să promovăm activitățile și relațiile intercreștine între Biserica Ortodoxă Română și alte biserici creștine din Statele Unite ale Americii. Unul dintre aspectele activității mele aici, ca ambasador, este și acela de a promova mai bună înțelegere a vieții și activităților Bisericii Ortodoxe Române pentru multe dintre bisericile din Statele Unite ale Americii și viceversa este valabil. Preafericitul părinte patriarh Daniel a felicitat pe noul ambasador și a apreciat relațiile foarte bune dintre cele două state, România și Statele Unite ale Americii. Preafericitul părinte patriarh și-a exprimat bucuria continuării dialogului cu o personalitate precum cea a domnului Hans Klemm, un om care și-a manifestat încă din primele minute ale întâlnirii deschiderea totală spre acest dialog cu Patriarhia Română. Domnia sa a punctat trei elemente esențiale ale misiunii domniei sale în România. În primul rând, promovarea securității și a strategiilor de apărare ale României, care au tot sprijinul Statelor Unite ale Americii. Apoi, promovarea și adâncirea democrației în România prin maturizarea, prin ajutorul de maturizare al instituțiilor democratice din România și, nu în ultimul rând, promovarea prosperității. S-a insistat asupra unei culturi a prosperității care trebuie să se dezvolte și în România. În timpul întrevederii a fost subliniată și importanța unei mai bune cunoaștere reciproce prin burse de studii și vizite de lucru ale studenților și profesorilor de teologie ortodoxă în Statele Unite ale Americii.